Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit tuturor! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, dar astăzi, prieteni, este o ediție specială. Pentru că e timp de rugăciune, uneori recunoștință, poate multe cazuri, resemnare, dar cu siguranță, fiind vinerea mare, mulți dintre noi ne facem niște socoteli și poate avem nevoie de liniște. De asta, astăzi nu o să aduc nenumăratele voci care să ne pună deseori în contradicție, să nască întrebări, ci mai curând o să caut un tip de explicații, deși nu știu dacă ăsta e cuvântul potrivit, și un tip de liniște, dacă vreți. Mulți dintre noi simt nevoia să se împărtășească sau să împărtășească și puteți considera această emisiune, această ediție specială a României în direct în acest sens. Sunt 30 de minute în care trebuie să gândim la mai bine, la mai aproape, la ce am făcut, la cine suntem, la ce o să fie după și vi le ofer aici. Invitatul meu de astăzi este Părinte, Părintele Vasile Iona. Mulțumesc că sunteți aici. Doamne ajută, dragul meu, Cătălin. Sunt bucuros că sunt aici pentru că și eu ascult de multe ori la miezul zilei când sunt prins în trafic. Eu spovedesc dimineața de, la, de devreme până pe la prânz și apoi fug acasă să mă hrănesc și să mă odihnesc puțin și de la patru spovedesc din nou până noaptea și exact în timpul miezului zilei prind debate la tine și uh, te felicit pentru acuratețea uh, echilibrului pe care îl ai, în sensul că dacă omul te, va, te percepe de o parte sau de alta, s-a terminat. Patriarhul teoctist, bătrânul Patriarh, cel de dinainte de actualul Patriarh, uh, eu i-am fost diacon acelui minunat om și mi-a spus așa, Măi Vasilie, nu fi prost, dacă ai să te duci cu dreapta, ar să te urască stânga. Dacă ai să te duci în stânga, ar să te urască dreapta. Tu, ca om de echilibru, în sus, către Dumnezeu, și dreapta și stânga te va iubi pentru că nu ai legătură cu dreapta și stânga. <coughs> Iar omul echidistant, cum ești și tu, este iubit de toți și pentru asta și pentru smerenie. Dacă ai fi mândru, n-ai putea accepta anumite lucruri. Deci, smerenia și echidistanța. Te ajută să fii tu astăzi ceea ce ești, Cătălin Striulea. Ce înseamnă smerenie, Părinte? Că... Smerenie înseamnă să fii ca și cum n-ai fi. Deci acest debate pe care eu îl văd la Europa FM cu tine în cursul anului, nu e despre tine. E despre oameni și părerile lor. Dacă tu ai epata și ai ieșit în față, atunci te-aș respinge uh, dintr-un reflex uh, firesc. De aceea politicienii, de exemplu, care sunt mândri și care, nu știu, e vorba doar despre ei, poporul are, are un senzor și îi respinge. Ți minte, da? Adică au fost premieri care au făcut lucruri bune pentru țară și poporul da, da, a fost mândru. Da, și s-a terminat. Adică, într-un cuvânt, s-a terminat cu ei. Ei au ieșit din istorie. Ce interesant e pe această explicație, și nu știu cum să zic, teologică sau religioasă, pentru ceva ce noi ne-am stabilit. Adică da, e noi, e noi e asta. Echipa, echipa de la Europa FM și de la România în direct consideră că povestea asta nu e despre noi, da. ci despre e, oamenii care sunt la Asta e smeren, n știu voi să o numiți așa. N-am știut nicio secundă, nu mai <laughs> Dar să știi tabiat. că Iisus Hristos când a venit pe pământ, n-a venit pentru El, ci a venit să ne salveze pe noi. Și noi orice demers, Cătălin, facem pentru alții, este dumnezeesc demersul. Uite, de exemplu, îți crești un copil pentru ca să fie ceva în societate, să fie, să fie, să fie lumina, luminos, să fie bun, să-i fie lui bine. Dacă îți crești copilul pentru tine, ca să te îngrijească la bătrânețe, e fail chestia asta. Ok, stați un pic. Deci, că, tot am ce -am faci pentru tine. altul este Dumnezeesc. E greșit, părinte, atunci dacă ați deschis tema asta, ca să nu o lăsăm nerezolvată, că multă lume se va pune pe gânduri. Dar ce, e greșit să crezi și să aștepți de la un copil să aibă grijă de tine la bătrânețe? Nu, dacă tu îl crești pentru asta, e greșit. Tu îl crești pentru el, ca să-i fie lui bine. Și dacă el, desigur, cu recunoștință vine și are grijă de tine, o face că se bucură să te întâlnească, nu de obligație. La asta m-am referit. Okay. Adică, adică, în creștere nu este despre tine ca părinte, este despre el ca și copil. Dar nu e. Știți, vorba aia? să spunem, în România, în familiile din România, dacă ce o să mă duci la azil? Nu e o presiune, se zice, este, să zice. Este, dar dacă ar fi să rămânem la smerenie, omul smerit îl ajută pe cel, pe interlocutor să se simtă minunat. Înțelegi, despre asta e vorba. Smerenia este când, când celălalt se simte bine în prezența ta și întorcându-mă la interlocutorii tăi și la miile și sutele de mii de români care te sună pe tine, ei te sună să vorbească ei. Iar tu le oferi acest cadru, sigur, postul vostru de radio, dar și pacea ta. Mă refer aici la tonul tău, la vai, vibrația, vibrația tonului tău arată smerenie. Adică smerenia este un cumul de lucruri. Smerenia înseamnă ca celălalt să aibă un confort, să se simtă bine, să nu se simte inconfortabil în prezența ta. Nu am gândit la asta niciodată. Încă o dată, astăzi, o ediție specială de România direct, de vinerea mare, cu părintele Vasile Ioana. un pic de prezentare, cum s-ar spune nu e nevoie, nu, vreau, să, nu cumva să mă lauzi, că mă supăr. Nu vreau să vă lau, dar să cu ce, n-ai cu ce, sunt un om normal ca toți oamenii. Știu, știu asta, nu, nici prin cap nu mi-a trecut, dar să le spun oamenilor că sunteți parohul unei biserici. De aici, din centrul Capitalei, da, adică asta da. sunteți da. preot de Buricul Târgului, cum ar veni. Pă... Adevărat, asta e adevărat. Da. Și uh, e și o biserică frumoasă pe care o știu bucureștenii, zice Sfântul Nicolae dintr-o zi. Eu de asta aici voiam să ajung. Adică cum dintr-o zi? Explicați. Adică Maria Brâncoveanu, această minunată domniță româncă, mama a 11 copii are niște străbuni minunați, negoi Postelnicul. Și acest negoi Postelnicul a vrut să facă o biserică într-o singură zi ca să ajungă domn. Adică a vrut el să facă așa ceva special pentru Dumnezeu și a făcut o bisericuță așa micuță, nu mare, că biserica dintr-o zi dinainte acesteia era micuță, făcută într-o zi, iar Maria Brâncoveanu a dermat o pe aceea și a ridicat una frumoasă cum este asta. Dar numele dintr-o zi a rămas. Deci a fost așa un fapt extraordinar făcut de un om pentru a ajunge domnitor. N-a ajuns el, domn, dar iată nepoata lui, a ajuns domniță, așa, Maria Brâncoveanu, cea care reușește să dea prima proclamație pentru români. Românii intraseră într-o depresie generalizată după moartea lui, Brâncoveanu 1714, și nu au, au mai vrut să muncească câmpul pentru turci, că erau supărați pe turci de, de moartea celor patru copii și a lui Brâncoveanu. Și nu mai vreau să muncească. Și Maria Brâncoveanu, adusă de Mavrocordat în București înapoi, ea scrie o scrisoare către români și zice așa, dragi români, întoarceți-vă la munca câmpului și cinstiți-l pe bărbatul meu, Constantin Vodă Brâncoveanu, prin muncă. Se păstrează ceva din memoria ei, părinte da, Ioana, da, acolo da, în da. biserică? Da, da, da. Avem uh, pictura veche mm -hmm. și uh, simțim prezența ei, pentru că ea, ea a adus o semintele lui Brâncoveanu și l-a așezat în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, aceea de la kilometru 0, care și este o frumusețe de biserică. Și acolo sunt o semintele lui Constantin Brâncoveanu și ea a păstrat memoria lui Brâncoveanu și a făcut lucruri extraordinare cu nepoții și cu familia ei, cu fetele care au rămas în viață și au dus mai departe numele familiei Brâncoveanu. Cred că va fi canonizată sfântă pentru că a avut foarte multe daruri de la Dumnezeu și a fost o mamă extraordinară, așa cum sunt mamele românce. Știu să se pună la dispoziție, știu să iubească, știu să te facă să te simți bine lângă ele, nu te judecă mamele românce. Ele, ele sunt iubitoare. Ți minte tu, brațele mamei tale, când te ia mama ta în brațe, vine cerul peste tine. Când te strânge mama în brațe, nu poate să fie ceva mai frumos. Uh. A, stă să mai zic două vorbe despre dumneavoastră că am pomenit de două-trei ori de, despre familie și uh, cred că e important să rămânem un pic în zona asta uh, Ați trecut de 50 de ani de acum Am 51 în, da, 50, am 51, 52, an. da. 51 anul -am ăsta am Părintele Ioana este din Prahova și v-ați împărțit între Ploiești și uh, da, ploie și Câmpina. între Ploiești și Câmpina, la jumate acolo. Da. Că de între, a, la la, Câmp... la 45. La Câmpina era la țară, nu? Da, practic Călinești, de unde, unde sunt eu, este cam la 15 km de Câmpina. E un sat pe Valea Prahovei și acolo ne scăldeam în proava, nu așa ziceam Prahova, ne scăldam, acolo ne dădeam cu Sania, am crescut în cadrul ăla al frumuseților prahovene și în Comuniunea aia de la sat mergeam cu colindul cu toții, ne bucuram așa de a fi împreună și de biserică încă de copii. în casa 5 așa 6 eram deja cântăresc, cântam la biserică, mi-a plăcut, m-au dus bunicii de mic, am fost crescut de bunici pentru că tata a fost alcoolic și bunicii m-au luat și m-au salvat din familie, am 5 copii și ca să pot să ajung, adică așa au spus bunicii, uite, să-l să scoatem din familie, să poată să învețe carte. V-au luat doar pe dumneavoastră? Of, din păcate doar pe mine la început, după aceea au mai luat încă doi frați de-ai mei și i-au mai salvat și pe ei, mama a trebuit să divorțeze de tata, a fost considerată de statul român mamă eroină pentru că statul român ne-a dat pe toți cinci la mama, tata fiind alcoolic era la IRE, era electrician și nu avea capacitatea să ne îngrijească fiind tot timpul beat. Și din bătăile alea din casă am prețuit mai mult raiul ăsta al păcii din familie, Consider că să ridici tonul, să ții la altul, să-ți impui părerea, sunt niște semne de mare slăbiciune și generează mare durere în sufletul oricărui om. Și eu ca și copil, văzându-l pe tata că face asta și că bea, am zis că în viața mea nu o să fac asta. Adică am învățat din acest contraexemplu, deși m-am rugat și mă rog mult pentru tata să-l salveze Dumnezeu și pe el, dar mama a fost o eroină, că ne-a îngrijit pe toți și, și părinții mamei, adică bunicii mei, a ajutat la demersul ăsta și m-am mutat într-un alt, într alt spațiu al iubirii, al păcii, al rugăciunii. Bunicii erau Bunicii, da, erau ucenicii părintelui Cleopa de la Sihăstria. Mergeam des la Sihăstria, la părintele Cleopa, la părintele Galeriu, la părintele sine Papacioc, la Marii Duhovnici, că în anii 80 poporul ăsta s-a putut ține să nu intre în depresie generalizată prin Marii Duhovnici, adică se mergea cu autocare la mănăstiri, la Marii Duhovnici, la Părintele Teofil Purian, la Sâmbătă de Sus, în Coace, în Ardeal, la mănăstirea Necula, la Marile Hramuri, în Moldova, Putna, Siestria Pune. Când, când ziceți că erau ucenici. La ce, ce înseamnă ucenic, ucenic însemna ce? mergeai des la Părintele Cleopa și Părintele Cleopa spunea cuvânt de folos te și apoi îți dădea niște direcții în viață și eram afam 12-13 ani așa și m-a prezentat și pe mine și a zis Părintele Cleopa așa, bă ce copilul ăsta zicea să aibă o barbă dar am să bag eu țăsala în barba lui adică țăsala era chestia care, cu care pieptănai la... vacile de și da? să stea și eu n-am știut ce zice el atunci dar el a spus așa băi Vasili, băi să iubești oamenii și aici să faci voia lui Dumnezeu prin asta. Adică să iubești, să iubim oamenii. Noi dacă judecăm pe oameni greșim, nu judecăm. Și voi aici nu judecați oamenii, îi ajutați. V-ați întâlnit de mai multe ori cu el? Da, sau asta mergeam, mergeam da? cu mașinile, mergeam în coloane de 5, 6, 10 mașini. Plecam din Prahova da. și mi-aduc aminte de un paște. Doamne, ce frumos a fost! 10 mașini la borcanul ăla de la Buzău au oprit miliția. Și dacă te Borcan, stați așa să le explicăm ascultătorilor da. mai tineri. Borcan, pe vremuri, eu puf, nici nu știu ce. Era un fel de gheretă. Da, 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 da mai mare. așa. Mai mare în care erau... Era miliția acolo, se da. te oprea miliția. Uh -huh. Și n-aveai voie să fii mai multe mașini, că formai grup și așa. Și nu aveam voie. că. Și atunci era bai. N-aveam în canistre, în porbagaj ca să țină benzina până la Sestria. Și oprește coloana de mașini și primul, Nea Vasile, mi-aduc aminte, Nea Vasile, coboară din mașină, din Dacia lui și zice milițianului, Hristos a înviat! Ăla zice, mergeți mergeți. Atenție, anul anii 80, 80 în anii 80, dacă îi spuneai Cristos înviat, era, era o problemă da, mare da, da, da. și doi la mână mai dacă erai militar, da, da, da. cu atât mai mare da, era da, problema. Da, da, da. E și asta mi-a plăcut la Nea Vasile că a avut demnitatea asta, curajul ăsta și atunci ăla când de-a zis mergeți mergeți, de fapt el a spus și eu cred dar nu pot altfel. Atât pot, că Nea Vasile avea barbă așa. nevasile da. e părintele Cleopa, adică nu, Nevasile no? e un om dintre noi și mergeam la părintele A, Cleopa. Asta. Deci era șofer. Da. Dar noi aveam se purta barbă atunci, adică A, e, era oamenii -mi. miran și... era un Miran cu barbă. Da. Și aici e frumusețea că noi mergând la părintele Cleopa luam de acolo cuvânt, cuvânt din predicile lui. Și el ne spunea: "Mă, dacă voi credeți în Dumnezeu Mă vorbiți-mă despre Dumnezeu oamenilor. Și noi de acolo am primit. Adică eu cred că preoția nu înseamnă doar să faci vecernii și utrenii. Preoția înseamnă să iubești oamenii și să le vorbești tot timpul despre Dumnezeu. Ceilalți mari preoți, v-ați întâlnit și cu Tot ei? Tot așa mergeam, da? la hramuri. Deci da. asta era obiceiul nostru. Ce este, ce sfânt este, unde e un hram? Mergeam la hramuri de biserici, la biserici, la mănăstiri, la mănăstirea Crasna, la mănăstirea Suzana în Brahova, la mănăstirile la mari din, din Moldova, în Agapia, la Tismana și acolo erau duhovnici. Mergeam, de exemplu, la, la Slatina, la Părintele Visarion, la Clocociov, o mănăstire superbă și acolo o dădeai de un părinte îmbunătățit. Și omul trei, întreg. Înseamnă Îmbunătățit înseamnă un părinte care avea un har și în trei cuvinte te lămurea asupra unor lucruri din viața ta. Și noi căutam asta. Românii au un senzor, ei simt când există un preot cu har undeva, îl cauți, îl găsești și îți spune două vorbe. Uite, domnule, am o problemă. Și el îți dă un răspuns și rămâi cu răspunsul ăla și îl duci cu tine. Cam asta a fost, a fost o pleadă de mari duhovnici în România. Care nu mai este asta. Părinte Sofian, aici, la București, la Anti. Mar, de Bunicii. erau cei care. Bunicii, da, cu bunicii mergeam la mănăstiri și la biserici, peste tot. Asta era viața noastră, asta era bucuria noastră. Eu, acum îmi dau seama că a fost ușor să. Era clar că vă setau într-un fel. Nu m-au setat, nu. Eu mi-am am simțit bucurie în asta. Adică, eu plecând dintr-o casă în care erau urât și neplăcut și în jurături și vor. Când am ajuns la bunicu, bunicu a spus, tată, în casa noastră este loc de rugăciune. Adică stăteam și făceam acatistul lui Isus, citeam viața Sfântului din ziua aia, vorbeam despre Dumnezeu. Adică era o atmosferă anume și atunci era un firesc iar eu am intrat în acest firesc cu mare bucurie și atunci m-am dus către școala către seminarul teologic păi în seminarul teologic am fost șocat să văd că jumate din colegii mei de la seminar nu ținau post sau nu prea mă rog, am, adică am avut așa un șoc pentru că nu erau așa practicanți adică să trăiască credința dumneavoastră Vasile Ioana venind cu o educație da, venind cu o educație da. duhovnicească adică o educație în care ceea ce spui să și faci pentru că dacă tu nu faci ceea ce spui că trebuie să faci, dacă eu spun fraților nu fumați și eu fumez, mesajul meu este zero. Omul simte, deci e senzorul ăla de care spuneam la început al zmereniei, pe care românul simte când tu spui ceva ceea ce tu nu faci, ai greșit de fapt. Știți ce, nu știu, părinții mai sunt, nu mai nimeni, au murit toți, și bunicii și părinții. Uh, dar mama a apucat să vă vadă pe drumul da, ăsta? Da, apucat, a apucat, a apucat mult, ea a fost la Ierusalim la așezământul românesc de la Ierusalim, după ce eu am devenit, eu copil fiind, am intrat la seminar, și foarte rapid, pentru că din clasa 5-a-2 cântam la biserică, am fost dirijorul corului. Seminarului, am fost dirijor de cor, am început să cânt și patriarhului Teoctist i-a plăcut. Și în anii 90, prima transmisie în direct, într-un octombrie, a fost de la Radio România Actualități și au spus acolo, domnule, să cânte unul mai bine, că e două minute de transmisiune. Și profesorul m-a chemat pe mine și a plăcut patriarhului. Și patriarhul, păi cine e acesta? Un copil. Și i-am spus, prea fericirea voastră, iertați-mă, eu sunt copil sărac, nici nu aveam, aveam niște încălțări, vai de capul lor. Și el mi-a zis, și eu sunt din mulți copii. Și de mâine încolo vei fi cu mine aici. Și am fost la Patriarhia, angajat de Patriarhul Teoctist, dintr-o empatie, să zic așa, și s-a născut o legătură foarte puternică și am devenit protopsal la Catedrala Patriarhală, aveam un cor, corul Atos și am rămas în Patriarhie, am devenit diacon, m-am căsătorit și așa am rămas în Biserica lui Hristos, iubind să cânt, iubind oamenii și iubindu-l pe Patriarhul Teoctist, bătrânul Patriarh, și apoi fiind ucenicul lui și cu, purtând cu mine toate bucurile astea ale copilăriei, ale marilor duhovnici. După care, patriarhul m-am dus cu el în Venezuela într-o zi, într-o într delegație, și i-a plăcut așa chestia asta că uh, l-am însoțit ca diacon și a zis, măi Vasile, după atâția ani de ce să-ți ofer o ție? Și a zis, dați-mi și eu parohie să fiu în centru capitalei, să fiu în. <laughs> și a zis, bine, uite, după 14 ani de slujire, îți dau o biserică veche. Plouă în ea, e cu probleme. Eu un părinte bătrân, acolo de 84 de ani, părintele Runcan, și m-am dus acolo, am găsit bisericuța asta, am simțit că e de la Dumnezeu, așa. Și tot aportul ăsta de dragoste al Patriarhului l-am purtat cu mine, și acolo am restaurat biserica cu ajutorul lui Dumnezeu, și acum biserica e o mare comunitate de oameni, ce, și... ce fel de personaj era Patriarhul? Dacă l ați cunoscut tatădean Patriarhul Teoctist era foarte legat de de biserică și de oameni. Iubea foarte mult oamenii și stătea foarte mult de vorbă, era sfătos. Și el spunea cine mă iubește stă cu mine. Dar el nu avea stresul ăsta de astăzi. Deci nu am cunoscut stresul. A, el. adică nu a, nu stă la modul fizic, nu stă cu mine nu, la modul fizic, ci nu este nu. alături de da, asta. Alături. Era. Exact, da, alături, exact. Exact. Dar el ce spune? veneau ăștia repede de la birou de presă, prea fericite, acum trebuie să faceți, nu -și... stai ușor, mai nu te potrivi. Nu te potri, prea fericite, v-au atacat ăștia, nu ați văzut în România liberă, v-au spus că sunteți marele alb, auzi, neapărat să reacționăm prea fericite. Nu se poate așa ceva. Da, patriarhul a fost însoțit la începutul anilor 90 de o sumedenie de controverse care veneau din perioada comunistă. Da, pentru că s-au dărâmat 22 de biserici în capitală și era, purta, purta această, să spun așa, durere cu el pentru că patriarhul a fost asociat pentru că el a fost din 86 patriar cu treaba asta că s-au dărâmat, că biserica sunt Vineri și alte biserici. S-a spus că a pactizat cu comunismul. Asta era una dintre da. acuzațiile care nu știu și poate că ar fi bine să le spunem că Patriarhul Teoctist a reușit, fiind numit Patriarh, să reușească să ia bani din fondurile UTC, și să restaureze mănăstirea Dealu, că acolo era capul lui, și este capul lui Mihai Viteazu. Și atunci patriarhul reușea să creeze o poveste pentru Comitetul Central, ca ei să restaureze, de exemplu, în anii 80 s-a restaurat pictura de la mănăstirea Dealu și părintele Sofian era pictor restaurator și el, punând aspectele istorice pe primul plan, Deși s-au dărâmat aceste biserici din dorința lui Ceaușescu de a face bulevarde pentru care astăzi suntem mulțumiți, slavă Domnului că e așa, și multe dintre biserici au fost mutate de către marele inginer cu care a găsit o soluție să le mute să le mute câteva zeci de metri mai în spate ce rămâne sigur este că ce l-a făcut niște da, care... da, acolo este inexplicabil ce s-a întâmplat da, să spunem că în perioada respectivă a fost și un protest al mărimilor zilei academice da, ceea da, ce era de da, neauzit Răzvan Teodorescu și Zoe Dumitrescu Bușulenga da, care da, au protestat să public nu era ca astăzi, le spun celor tineri, ăla da. era un act, un act de mare, da, mare, de curaj mare curaj să ieși da, da. public, să spui da, da. că se întâmplă ceva de genul. Biserica dintr-o zi este chiar lângă fosta biserică Ienei, care a fost dărâmată și eu am acolo mărturii de la bătrânii din zonă care au spus clar, acolo a fost o mișelie, au pus o bilă mare într-o macara, e bine să știu oamenii istoria. În noaptea cu cutremur a fost cutremurul, da, pe în 77, 77 da? da? Așa, și atunci. Uh, uh, mai mari, securiști, hai să le dăm, dăm numele exact. Au profitat, de au profitat de ocazie. și au pus pe o macara mare tovare, uh, tovară și care lua conducerea atunci, erau atei, normal că și pe tovară că că Ceaușescu o deranja, că se vedea altarul bisericii Ienei din bulevard. Deci, practic, altarul ieșea și se vedea, se vedea biserica din bulevard. Și noaptea aia au, au, hotărât să o dărâme. Dar au trebuit să găsească o poveste. Și atunci au pus o, o bilă uriașă metalică și au, au o așa, o cum să zic, să, uh, au creat un balans dintr-o macara și au dărâmat turla de sus din stânga. A doua zi dimineață au zis, doamne, a căzut turla la, cu tremuri. De fapt, a fost asociat cu tremurul, că, vezi, doamne, biserica a pățit de la cu tremur povestea mm -hmm. asta. Și au dărâmat -o. Eu, uh, sigur, vă întrebam de familie, pentru că știam dumneavoastră, sunteți un, un caz foarte rar în România, trebuie să recunosc, care, care v-a sumat public niște uh, dureri care vin din familie, povestea tatălui, bătăile pe care le-ați luat Așa. și ăsta e un subiect despre care România vorbește rar, greu și se ascunde Adică sunt foarte mulți oameni în situația asta, Așa în general este. femei și copii. Așa. Uh, noi nici nu știm ca societate să ne purtăm cu ele, am făcut multe emisiuni la România, în direct aici, cu femei care sunt uh, bătute acasă mai, da. cu alcoolul care este da, da, uh, e, o problemă. E dezastru, Cătălin, e dezastru cu alcoolul, ar trebui să fiți mai fermi și voi și noi ar trebui să oprim asta printr-o serie de avocați, printr-o serie de juriști, printr-o serie de preoți de psihologi, de, psih de, de psihoterapeuți de, de oameni care să ajute să există un până aici stop, adică o femeie să aibă suportul societății, o femeie care are doi copii și bărbatul aduce bani și nu, ea nu are cu ce să-i întrețină, stă și își mănâncă bătaie de la tiranul la nenorocit din cauza faptului că nu are încotro. Ei, aici eu întotdeauna le spun să meargă cu încredere la poliție, da, să le da, spună da, problema. Da, da, da. Doi, să meargă că sunt astăzi ONG-uri care da, da, da. îți dau un pat da, și o masă da, da, și da, da, să ai da, curajul să te da, desprinzi. Da. Mai puneți ceva, dumneavoastră, lângă sfaturile astea. Că oamenii au nevoie de ghidaj ca să-și facă curaj da. cea mai mare problemă, nu știu, mă gândesc la mama dumneavoastră care. Probabil că a avut nevoie de un curaj teribil da, da, să, să plece de acasă. Și să, să aibă grijă de cinci copii. Da, mama mea ce a făcut? A avut un duhovnic. Deci dacă tu ai un duhovnic, ai un preot, sau poate, poate că dacă nu ai credință sau dacă nu ești credincioasă, poți să mergi la un terapeut sau la un psiholog sau să ai un naș sau să ai un profesor sau un om superior, un om cu, cu, cu valoare, da în cazul celor mai mulți dintre oameni care suntem totuși majoritari creștini ortodoxi, du-te frate la comunitatea parohială, pentru că au o forță uriașă comunitățile astea. Eu văd ce se întâmplă la mine în parohie. Dom'le, te doare spatele, vii duminică la biserică, vorbești cu vecină, Uite, oia că îți recomand eu un medic. Dacă ai un necaz mare, vină la duhovni, vin, părinte, nu mai pot, mi-e greu și preotul, eu mă duc și în spitale, mă duc la ATI, mă duc să ajut oameni în situații dramatice, mă sună și mă duc. Deci preoții se duc dacă sunt solicitați. Numai că tu, femeie, dacă ești agresată, trebuie să știi, biserica este împotriva oricărei agresiuni fizice și biserica te va ajuta. Există comandamente, așezăminte speciale chiar în București unde femeile agresate pot să locuiască acolo. Există chiar în pajura unul. Deci ce vreau să spun este nu sta și nu dacă te-a lovit o dată. A doua oară când te bate este și alegerea ta. De aceea tu ar trebui să nu mai accepti asta și să cauți, în afară de 112 și de avocat, deși și astea sunt foarte bune, să cauți susținere spirituală într-o comunitate. Care este părinte Vasile Ioana, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai grea încercare pentru familie astăzi, în România, așa cum e croită ea Astăzi 23. familia suferă foarte mult în două locuri. În creșterea copilor și în relația dintre bărbați și femeie. În relația dintre bărbați și femei, cea mai mare durere este că omul s-a învățat, omul consumerist, omul modern s-a învățat că dacă ceva nu merge, trebuie schimbat. Nu mai repară. Adică, pe vremuri, bunicul în curte, acolo, frate, reparam chestii, știi? Acum se strică ceva, hai, schimbăm. Și să nu spuneți că aplica asta și la partenerul de viață. Eu acum vreau să ajung exact în punctul ăsta. În, în setările noastre a apărut următoarea chestie. Eu mă însor ca să-mi fie bine mie, mă, căsători, mă mărit ca caut un bărbat, care să, care să, deci acolo, se, acolo la, la setări e problema, Așa. pentru că tu când iubești vrei să primești, doar să primești și atunci apar căsătorile uh, acestea în care atunci când apare căsătoria, gata frate, apare jerfa s-a terminat, că adică nu mai dorm la fel, copilul mic cere jerfă și bărbatul nu mai e pregătit pentru jerfă și atunci fuge la amantă, amanta normal că laudă, că mamă ce tare ești, ce bun ești, cu tare, și ăsta zice, bă, dar nevastă mea țipă la mine să cumpăr de la mega nu ce, și asta au ce drăguță e. Deci bărbatul se duce către zona ușoară. Adică nu duce greul, înțelegi că o, mașină atunci se vede că e bună, când e în sarcină, în deal, când urcă, da? E, bărbatul dacă nu asumă totul, atunci fuge, bărbatul fuge femeia fuge după el știi? și femeia tot timpul îi reproșează, îi reproșează, îl ține în gură ca să zic așa românește și bărbatul e tot timpul într-o... E, aici e o mare problemă că bărbatul nu s-a maturizat din două cauze. Consumul de pornografie care este uriaș un bărbat, un rege din Anglia în viața lui vedea 12, între 12 și 15 femei goale într-o viață întreagă și astăzi un copil de 14 ani pe TikTok vede 15, între 15 și 25 de femei goale pe seară. Pe seară, da. Așa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că băiatul se formează cu mintea spurcată pe românește. Adică el, el vede sâni frumoși, fotomodele de-astea goale, care ce fac? Doar se prezintă în fața camerei de luat vederi, zâmbește, își prezintă un corpul ei gol și atunci bărbatul când închide TikTok-ul și acasă dă peste o femeie normală, atunci el trăiește... Trăiește în imaginație. Consumul de pornografie a distrus foarte mult gândul, starea psihologică interioară a, a bărbatului. Bărbatul s-a stricat Ui, din cauza și asta. Și cum rezolvă asta? Adică cine, e, îi spune, să, cine îi spune copilului că ceea ce vede e prea mult sau e greșit sau îi limitează accesul? Tu trebuie, ca părinte, să fii cel mai bun prieten al copilului și să-l ajut să înțelegă că aia nu e realitate. Aia e o, e o poveste și atunci tu trebuie să-l ajut să trăiască în real. Vă provoc la școală, Vasile Ioana, putem face asta? Da, da? E superb. Da, da. Adică, nu vă, nu, că să nu vă iau așa, că nu vă opuneți. Știți la ce mă refer? La orele de, zice, educație pentru sănătate, educație sexuală? Cum? Da, aceste ore pentru sănătate ar fi bune. Ar fi? Ar fi bune. Dar puneți aici un bemol. <laughs> Să da, zice, da, pentru că nu despre sexualitate, nu despre sex ar fi da, vorba. Dar exact imaginile astea da. ar astea ajuta pe tânăr să, să nu mai facă asta. Dar dacă tu îi vorbești despre faptul că e normal să se masturbeze la 12 ani, atunci ăla care nu se masturba la 12 ani o să zică, păi la ce eu sunt cel mai prost. Înțelegi? De ce nu e în regulă? Dacă tu îi vorbești despre lucrurile astea înainte ca el să se întâlnească cu el. Da, cineva, tot dumneavoastră spuneți. Că totuși, în fiecare zi vede 25 ani. Da, păi că... Asta pentru că e singur și nu-i verifică nimeni ce vede el. Ce am vrut eu să spun și ce susțin mai departe este că el trăiește așa pentru că are o lume în care nu știe nimeni de lumea lui. Adică lumea incognito se numește. Lumea incognito este o lume păcătoasă în care bărbatul fuge și se, se duce, se refugiază. Dar aia nu este o lume sănătoasă pentru mintea lui. Și de aceea Tată, eu sunt tată de trei băieți și i-am învățat și-am educat pe copiii mei să trăiască în, în realitate. Adică, nu se va compara niciodată o îmbrățișare și sânul real al prietenei lui și e, dragostea pe care o împărtășește asta, ca să. Ca să fie bine, tu trebuie să faci niște eforturi, de să fii minunat, trebuie să fii un om cu valori, să aduci o floare, să fii un gentleman. Deci viața se construiește din acțiuni, nu din închipuiri. Și toată media asta care te-a învățat că totul se poate schimba repede, totul se schimbă repede, televizorul se schimbă repede, mașina se schimbă repede. Așa, în mintea bărbatului ce bă, dacă e nasol în familie, fug. Și fug bărbații. Ok. Invitatul deci asta meu este... prima, prima problemă. Mulțumesc. Invitatul meu e Vasile Ioana. Vedeți că vorbim de jumătate de oră și ați numit câteva dintre... Traume la da, ceea ce ar putea fi societatea românească. Am vorbit despre alcool, am da, vorbit da. despre Por chestiunea no, asta no, familie. No. Să vă mai întreb despre pariuri și păcănele. O doamne, da, da, o doamne câtă durere este aici. O doamne câți bărbați au dus în zona asta. Uh, trebuie să știe bărbații care joacă păcănele și, și joacă la pariuri că sunt o groază de, de tineri care au studiat pe la Londra și care fac niște logaritme așa ca ei să intre în mizeria asta. Este ceva înfiorător. Consumul ăsta este înfiorător și banii, banii munciți cu greu de, 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 de oamenii obișnuiți, se duc în niște locuri. Nu am voie să spun, știu, dar nu am voie să spun, dar cred că lumea se prinde că avem românul e deștept. Eu nu întâmplător vă întreb de asta în Vinerea Mare, că. Uh... Știți cum se zice, Iisus vine și ne iartă, ne ia păcatele și cumva e o, e o formă de iertare. Dar ca să ne ia păcatele astea, noi trebuie să știm de da, ele. Trebuie să să ceva. Da, trebuie să facem și noi ceva. Trebuie să vorbim da, de da, ele. Da. Și azi e o zi în care, scuzați-mă, este expresia românească, eu vi le scot în față, vi da, le pun da, pe masă. Da, 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 da. Gândiți-vă un pic și la oamenii care au nevoie de ajutor, gândiți-vă un pic și la voi, la dumneavoastră, ascultătorii noștri, căci cu toții avem cumpe de încercări și sunt convins că cu toții avem păcate. Uh, Acum știți cum e, vin ca la doctor și zic așa, uh, Părinte Vasile Ioana, pe scurt, este ceva de făcut ca să, mă, uh, ca să ies din zona păcătoasă dacă tot e vinerea mare și mă gândesc așa? Da. Știți cum e? noi cerem rețete fast food. Deci dacă s-ar putea ca în relația cu dumneavoastră și cu Dumnezeu să fie așa da, ceva da, pe scurt da. și pă, sâmbătă noaptea să fim da vestea proastă este rog, că nu se da. poate așa, <laughs> că nu se poate așa, gen fast food. De ce? Uh, și, și spun de și de ce? Pentru că se poate altfel. Cum altfel? Relația cu Dumnezeu e o relație vie, e o relație, e o relație tată-copil eu îl iubesc pe Dumnezeu și El mă iubește pe mine și eu îi zic mereu să rămână tată și îți mulțumesc tată pentru tot ce îmi dai tată. Tată ai grijă de mine tată, tată nu mă lăsa tată să cad, că e așa de ușor să cazi astăzi. De aceea tuturor celor care cad în păcate, pentru că astăzi este ziua în care Iisus Hristos a, a curățit păcatele lumii prin jerfa lui, păcatele lumii pot fi curățite da, de Dumnezeu, dar dacă ție îți pare rău de el, și dacă te pocăiești, Adică, da mă, am greșit, am băut, am fumat, am înșelat, am furat, am mințit, am înjurat, am bârfit, am, făcut, am fost rău. Așa de fericit sunt când vine o femeie și îmi spune, am fost rea, părinte. Mă, ce îmi place sinceritatea. Asta îi place, mă, lui Dumnezeu. Dacă noi am avea o relație cu Dumnezeu, care e tata? Tata care te așteaptă să fii, să fii tu recunoscător lui pentru tot ceea ce ți el îți oferă și să te conectezi cu el. Dacă noi ne-am conectat cu Dumnezeu așa dimineața când te trezești, faci o cruce, slavă ție, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru, ajută-mă, Doamne, să am azi o zi bună. Mă, nu e o treabă grea asta, durează 30 de secunde, dar să ai tu dragostea să te conectezi. Și după aceea îți desfășori viața firesc, dar în gândul tău e Dumnezeu. Și de-aia există o rugăciune, rugăciunea inimii, pe care o recomand ascultătorilor tăi și ție. Stai în mașină, stai în... ai timp morți. Spune, frate, în mintea ta, Iisuse, Fiului lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Așa în gândul, Doamne Iisuse Hristoase, fiul miluiește-mă, bucură-te ceea ce ești plină de har, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă, să ai gândul la Dumnezeu, așa când ai, stai în mașină, stai în timpii tăi, între două semafoare, tu poți să te conectezi cu Dumnezeu, că Dumnezeu e Duh, El, El e aici acum, eu îl simt, Dumnezeu e prezent cu doar că nu-L vedem, omule, e aici Dumnezeu, în emoția pe care noi acum o simțim, a faptului că suntem împreună, că de-aia a zis Iisus, când sunt doi sau trei, eu sunt cu ei. Adică El ne-a promis că El n-a murit acum 2000 de ani și gata. El e tot timpul, e cu noi. Doar noi să-L chemăm. Și dacă noi îl chemăm, El vine. Și când vine, ce face? Te ajută să înțelegi rostul suferinței. Te ajută să-ți duci crucea. Pentru că noi nu venim la biserică să dăm crucea din spate. Că sunt unii bătuți în cap, să mă ierte Dumnezeu că zic așa. Ei cred că dacă vin acolo și dau acatistul, gata, le merge mai bine, gata, am, am dat noi... la popa. De... Nu e așa, frate, am o veste. Nu e așa. Nu venim la biserică să ne meargă mai bine, este greșit. Noi în biserică asumăm crucea. Eu ți întăresc mușchii să-ți duci crucea. Asta faci la biserică. Adică îl iubești pe Dumnezeu, îți asumi cazul tău și boala și suferința și situația în care ești și te întărește Dumnezeu să înțelegi rostul suferinței și eu te ajut să-ți întăresc mușchii să-ți duci crucea. Nu-ți nu dau crucea din spate. Este o prostie să crezi că dacă tu te duci azi la biserică, mâine îți merge bine. A, știți că ne apropiem de final. E fabuloasă întâlnirea asta. Ar trebui din când în când să să prelungim. Poate veniți mai des pe la noi. Că mi-ați ridicat niște greutăți de pe umeri. Cum nu. să spune? Poate cruce asta. Mi-ați dat energie, de fapt ăsta e sentimentul pe care l am în uh, momentul ăsta. E el prezent, uh. el a dus crucea pentru noi toți. Și dacă noi ne conectăm cu el, meciul e câștigat, înțelegi, e 10-0, e gata. E... Noi doar trebuie să jucăm în echipa lui. Sunt șapte cuvinte pe care le a spus pe cruce, la da. care v-ați oprit asta? Of, doamne, iartă-i, doamne, că nu știu ce fac. Întreaga societate greșește, omule. Toți greșim. Eu însumi sunt un păcătos. Adică să nu crezi că mă dau la o parte, Doamne fere, și eu sunt unul din păcătoși. De ce? Pentru că nu fac ceea ce știu că ar trebui să fac. Deci când s-a răstinit pe cruce, când l-au răstit pe cruce pe Isus, primul cuvânt asta a fost, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Adică omul care e rău, omul care pălmuiește, omul care batjocorește, care poreclește, care urăște, nu știe ce face, de fapt. Pentru că el, de fapt, Isus îi vedea cât sunt de dobitoci, ca să zic pe românește. Adică, el era drept și l-au ucis. El văzându-le nimicnicia, atunci el știa că, de fapt, ei au o problemă. Deci, întotdeauna când există un, o victimă și un, 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 un tiran, tiranul are o problemă. Dacă zice ție cineva, băi, Cătălină, ești un nemernic, un nenorocit, cu... tu știi că nu e așa, că tu mergi pe niște valori ale vieții. Și atunci, atunci, în mintea ta, ce zici? Mă, săracul, are o problemă. Pentru că el are ca o plasă, ca să-ți ilustrez, ca o plasă a neputințelor lui, da, deci ăștia de carton, care s-au născut astăzi, care fac pro multe, mă rog, tâmpenii și se focusează numai pe viziul prostii. Și atunci când zice, bă, Cătălin Striblea, când zice, când dă un nume mare, nu poate să ajungă la nivelul tău și atunci te atacă. Și atunci tu când ești atacat, tu să zici așa, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. De fapt, asta a spus Isus. Omul care atacă are o problemă. Și atunci lui, el a schimbat judecata în milă. I-a fost milă de ei. Și atunci nouă ar trebui să ne fie milă de cei care sunt neputincioși între noi și care ne atacă, ne vorbesc urât, ne urăsc, gratuit, doar pentru că existăm. Nu ți s-a întâmplat să faci bine și să ți se facă rău? Cred că se întâmplă fiecare. E, să când că se întâmplă asta, te să înțelegi de ce. De multe ori mie mi se pare că binele se întoarce totdeauna se întoarce Părinte Ioana, așa la final da. trebuie să le dăm oamenilor din casă de aici să spunem că atunci când înregistrăm noi a fost ziua unui coleg de ai noștri da. care ne-a făcut un gulaș da. în mijlocul postului asta e viața și am spus iertați-l părinte că e păcătos și mi a spus da. Zice, da, ce ai crezut că postul e despre mâncare <laughs> da omule drag vreau să spun că chemarea pe care o face Dumnezeu chiar în, există un cuvânt în noaptea de Paști și spun abia aștept momentul la când venim toți cu lumânările într-un întuneric la 12 noaptea și luăm toți lumină de la Hristos și cântăm toți Hristos, am mai e puțin până la momentul ăla și am emoție pentru noaptea sfântă de înviere și când acolo, înainte la 12 fără 5, se rostește un cuvânt acolo. Ioan gură de aur, și zice așa, și voi cei care n-ați postit, și voi cei care ați postit, veniți! și voi cei care n-ați ținut, nu l-ați iubit, veniți și voi, masa este bogată, mielul este pentru toată lumea. Deci Dumnezeu ne recomandă niște lucruri, dar și dacă nu le faci, iubirea lui pentru noi e atât de mare, Cătălin, încât dacă tu acum ai simțit bucurie să servești un gulaș pentru dragostea pentru colegul tău, ai făcut un gest de dragoste. Dragostea e mai mare decât postul. Înțelegi este ideea? E bine de știut asta. Da, asta nu înseamnă că te să mai înșgulași în și te duci acasă, nu. înțelegi? Adică de ajuns tu, ajuns de... de astăzi, de... da. Dacă min, la mine vine cineva și spune, părinte, am o bucurie să împărtășesc cu dumneavoastră ceva, vreau să jucați un fotbal cu mine. Eu îmi da, dau reverenda jos și joc un fotbal. V-am auzit. Da, mai joc cu un cu fotbal, de o miuță, da. joc, joc. Îmi place, ies cu bicicleta în parc. Ideea care este? Bucuria de a trăi cu oamenii este aceea să fii cu ei și să simtă că ești lângă ei cu, cu ei acolo în, 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 aceste acte de iubire până la urmă. Și asta doresc tuturor. Hai să ieșim din confort. Hai să ieșim din mizeria asta egoismului. Hai să ieșim din însingurarea tehnologiei și să fim unii cu alții față în față. Știi de ce l-am simțit noi pe Dumnezeu astăzi aici? Pentru că noi doi ne-am întâlnit, Cătălin. Întâlnirea dintre noi înseamnă prezența iubirii. Nu, cum să zic? Nu că ne-am întâlnit fizic, adică stăm față în față. Nu, fața, nu, fața, nu fața. în har, în Ne-am ne întâlnit în, duh, în discuție. Valorile da. noastre s-au unit. Eu am niște valori, tu ai niște valori. Le împărtășim între noi. despre asta este vorba. Hai să lăsăm răutatea, hai să lăsăm tot ce este mizerie pe pământ, ăsta, că păcatele astea ne distrug și să fim iubitori, buni familiști, iertă o să iertăm repede și să nu fim noi tiranul. Prefer să fiu bătut decât să bat eu. Adică rămâi în iubire, că și Hristos ți-a dat un model. El a fost lovit, a avut crucea în spate, a căzut sub povara crucii. Și tu ai căzut sub povara crucii când a venit boala peste tine. Iisus Hristos ne-a dat un model de viață, Cătălin. Iisus și-a dus o cruce în spate. El ca Dumnezeu putea să vină ca un extraterestru, putea să vină cum vrea el. E Dumnezeu, da? A venit ca om a luat crucea, a fost bătut, a fost tratat ca un tâlhar, ca un răufăcător, deși nu era, a căzut sub povara crucii, dar n-a dat crucea din spate. A dus-o până pe Golgota, s-a răstignit în iubire și a înviat. Deci noi nu putem să beneficiem de beneficiul ăsta mare al învierii de la, e, din ziua de Paște dacă nu ne ducem crucea. Adică partea ta, Doamne, când, când, când ți-a fost greu, sunt sigur că a fost acolo o introspecție, un insight, sigur ai avut. Asta ce înseamnă? Că ți-ai dus crucea și n-ai dat-o jos din spate. Și asta vrea Dumnezeu. El e modelul. El și-a dus crucea și a înviat. Hai să ne ducem și noi crucile proprii, să nu ne dorim să o dăm din spate prin divorț, prin fugă de responsabilitate. Câte fugă de responsabilitate e astăzi în societate? Hai să ne asumăm poziția în care suntem și să fim mai responsabili puțin. Părinte, mulțumesc tare mult. Mai aveam aici uh, câteva uh, cuvinte, dar uh, simt că o să ne mai întâlnim și le păstrez pentru, pentru data viitoare, mai ales că uh, vă simt un om cu umor, așa. Și uh, am de dezbătut niște mituri. Să că Dumnezeu acasă. are umor, mult, și Dumnezeu nu se stresează. Deci, dacă noi am fi ah. în bucurie, dacă am trăit în bucurie, a schimbat nenorocita asta de societate, bucuria cu plăcerea. Cătălin, dacă trăim în bucurie, cum trăiești tu acasă cu familia ta în bucurie? Dar nu plăcere. Plăcerea costă. Cu Plăcerea te înrobește. Bucuria te face liber. Hai să trăim în bucurie. Doamne ajută-mi, mi se pare cel mai potrivit mesaj pentru ziua de astăzi. Să aveți sărbători minunate, Părinte Vasile Ioana. Și, dar de fapt vă las ultimul cuvânt de ce să zic eu lucruri oamenilor când puteți să o faceți dumneavoastră. Un singur cuvânt vreau să le spun românilor. Poporul ăsta are de la Dumnezeu niște daruri mari, multe daruri. Eu le văd în fiecare zi în oameni și tu le vezi când îi asculți pe oameni. Poporul ăsta are un model pe Iisus Hristos. Când poporul ăsta se uită către alte modele, pierde. De aceea hai să rămânem conectați cu ceea ce a făcut Iisus Hristos. Jerfă, iubire, pace și asumare. Hai să avem cu toții în fața noastră pentru sărbătorile astea un cuvânt mare, în fața, în fața privirilor noastre, împreună. Împreună să ne bucurăm, împreună să slăvim pe Dumnezeu, împreună să bem un vin, împreună să ne să, să, dansăm, împreună să trăim viața împreună. Hai să fugim de orice tip de însingurare, pentru că Dumnezeu a spus așa, la cina cea de taină, când i-a adunat pe apostoli, s-a uitat în sus și a zis, Tată, Tată, ce vreau eu, Tată? Ca toți să fie una, cum eu, Tată, cu tine una suntem. Deci dacă eu sunt una cu Tatăl prin rugăciune, în rugăciunea mea particulară, vom fi una și împreună la serviciu. Uite la tine, am văzut aici schimburile de priviri dintre tine și colegii tăi din Europa FM. Deci voi sunteți una. Voi, fără să vă dați seama, voi prin unitatea dintre voi îl aduceți pe Dumnezeu cu voi. Deci noi dacă și la corporații și în lumea asta modernă, dacă suntem una împreună, suntem cu Dumnezeu. Fără să-L numim așa. Doamne ajută Ce spor la treabă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.